Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi ne relaxăm împreună cu un top 10 parfumuri inspirate de alte parfumuri, de nișă și de designer. Vorbim despre parfumuri accesibile, aș putea să spun că sunt clonele mele favorite, dacă îmi dați voie să spun așa, pentru că așa le spunem în general, așa o să le spun și eu. Sunt parfumuri pe care eu le port cu plăcere, parfumuri accesibile, pe care le găsiți pe Dubai Collection și pe parfumat.ro și de-a lungul timpului am tot testat, dar am păstrat în colecția mea parfumurile care mi se potrivesc mie cel mai bine și m-am gândit să le adun pe toate și să le pun într-un clip. Ideea asta o am mai de mult, dar mi s-a părut că nu este momentul, pentru că în mare parte sunt parfumuri mai potrivite în perioada rece sau în perioadele de tranziție. Așa că a venit și momentul acestui clip și astăzi vorbim despre top 10 clone parfumate. Și haideți să începem cu top 10. Când am comandat parfumul acesta, bineînțeles, nu am testat originalul, m-am uitat pe note și am văzut caramel. Mie astea mie sunt în evidență. Caramel, pară, vanilie, cocos, zmeură în bază și mi-ar fi plăcut să simt acea zmeură în bază, însă nu o simt. Este un parfum floral, mieros, mierea se simte foarte bine, predomină în parfumul acesta. Avem și flori, vanilie, caramel, violetă, este și pudrat. Este ceva mai matur, deci nu m-aș fi gândit că după denumire este ceva mai bombonicios și mai zaharicios, dar nu a fost așa. Nu este de fapt așa și nici nu se duce în zona de parfum gurman pentru copii, este ceva mai matur, ceva mai diferit așa. Per total, îmi place cum miroase foarte mult, dar mi-aș fi dorit să proiecteze ceva mai mult. În rest, îmi place mirosul, este un parfum frumos. Top 9, avem un parfum de la Lorina, 283 Poison Hypnotic, care cred eu că este inspirat de Hypnotic Poison, apa de toaletă. Eu am apa de parfum, a intrat între timp în colecția mea și mi se pare că apa de parfum este ceva mai densă, ceva mai migdalată și mai vanilată de la început și am testat cât de cât și apa de toaletă și mi se pare mai fructățică, mai light, mai așezată. Și se dezvoltă așa până când începe să semene foarte bine cu apa de parfum, adică ADN-ul îl au ambele, dar apa de toaletă în bază este ceva mai vanilată și mai migdalată. În fine, nu știu dacă ați înțeles ceva, dar acesta mi se pare că, în concluzie, acesta mi se pare că seamănă mai mult cu apa de toaletă. Și este un parfum frumos, la un preț accesibil, chiar îmi place. Pe locul 8 avem tot un parfum de la Lorina. Vorbim astăzi despre parfumuri de pe parfumat.ro și de pe Dubai Collection. Iar de pe parfumat.ro am acest Lost Cherry 52 de la Lorina. Este un parfum inspirat de parfumul de la Tom Ford Lost Cherry, un parfum migdalat, buzi, cald, vai ce îmi place, îmi plac foarte mult sâmburii aceștia amărui din acest parfum. Miroase, are o cireașă, dar simt știți când spărgeam sâmburii de la fructe când eram mici și mâncam? Așa miroase. A sâmburi, sâmburi amărui. Vai, cât de bine miroase parfumul acesta. Îmi place. A fost la băiatul meu și nu l-am purtat, oricum este pentru perioada mai rece și îl am dat lui, dar miroase foarte bine. Foarte bine și cu siguranță o să îl port și eu în perioada rece pentru că îmi place mirosul acesta.
nu mă reprezintă 100%, știți că eu nu sunt nici cu cireșele prea mult, dar îmi plac cireșele negre, nici cu parfumurile buzi, dar câteva îmi plac. Acum depinde și cum sunt făcute, dar acesta îmi place foarte mult. Că tot vorbeam despre parfumuri buzi, vorbim despre Fire Your Desire de la Emir, un parfum inspirat de Angel Share, un parfum care a făcut ravagii. Și pe bună dreptate, pentru că l-am testat și eu și m-a cucerit, o să vă povestesc despre el. O să vă povestesc într-un video separat, într-unul în care testez parfumul. Seamănă cu Angel Share, dar nu se compară. M-a cam dat pe spate Angel Share. Fire Your Desire mi-ar fi plăcut să fie un picuț mai dulce. Pralina din el mi-ar fi plăcut să fie, să iasă mai bine în evidență. Avem aici și coniac, boabe tonka, vanilie, scorțișoară, este un parfum cald, potrivit pentru perioada rece. Ok, nu este 100% Angel Share, nu se compară calitatea și nici nu are cum, pentru că vorbim despre prețuri diferite și este și ceva normal să nu fie așa de bun ca și Fire Your Desire, dar este frumos, este un parfum foarte frumos. Pe locul 6 avem Eva Daniela Paradox sau Edosa Paradox, este inspirat de parfumul Prada Paradox și este un parfum feminin, floral, dulce. Avem și neroli, avem și iasomie și floare de portocal, vanilie. Foarte bine miroase, seamănă cu alte parfumuri de la Valentino, de exemplu, seamănă cu ceva de la Valentino, dar este un parfum care îmi place foarte mult. Se simte neroli, floarea de portocal, se simt toate aceste flori împreună cu vanilia. Este un parfum feminin, cald, ambrat, vanilat. Are cumva un iz ușor săpunos, poate de la combinația asta de neroli și floare de portocal, dar în sensul bun, zic asta, chiar nu mă deranjează, ba dimpotrivă, îmi place izul acesta. Foarte feminin și foarte frumos acest parfum. Și haide să trecem și la top 5, apoi vorbim despre mențiunile speciale. Avem două parfumuri pe care nu le-am inclus în top, însă vreau să vă povestesc despre ele. Cumva mi se pare că prețurile sunt mai mari și că au și ceva lor și eu cumva le văd ca pe niște parfumuri de sine stătătoare, așa că nu le-am pus în top, dar vreau să vă povestesc despre ele. Dar haide să continuăm topul și vorbim despre top 5. Este acest Zenobia de la Maison Asrar. Îl găsiți pe Dubai Collection. Aici avem o combinație florală, picantă, dulce. Este un parfum super sexy și impunător în același timp, puternic. Este o iasomie foarte frumoasă, picantă și dulce. Îmi place mult de tot. Parfumul acesta are un preț super, super bun și eu îl ador. Pe locul 4 avem un parfum inspirat de Nishane Ani. Avem Black Kiss de la Lorina, are numărul 77 și de-abia aștept să-l port în perioada rece. Mi se pare un parfum potrivit în perioada rece. Este un parfum puternic, are o vanilie frumoasă, dar și o parte ierboasă, aromatică, proaspăt condimentată, dar foarte frumoasă. Acesta este un parfum unisex, bine, multe dintre acestea sunt unisex, dar și acesta este unisex. Îl văd potrivit și pentru femei și pentru bărbați și este superb. Superb, este foarte puternic pentru prețul pe care îl are, din nou este un parfum bun și nu l-am purtat prea mult pentru că era deja prea cald când l-am luat eu în colecție,
însă cu siguranță o să mai vorbim despre el. Black Kiss de la Lorina. Am ajuns și la top 3 și pe locul 3 avem așa. Lyra X de la Lorina. L-am pus pe locul 3 pentru că eu îl port în perioada rece și încă nu i-a venit vremea. M-am bucurat foarte mult de el anul trecut și îmi place extraordinar de mult. Cu siguranță o să-mi mai cumpăr o sticlă. Atât am consumat anul trecut. Bine, dacă o să o consum, o să-mi cumpăr alta. Poate mai încerc și un alt brand, dar eu am fost foarte mulțumită de acesta de la Lorina. Lyra X este inspirat de parfumul Lyra și este un parfum delicios. Îmi place, sunt mulțumită de el din toate punctele de vedere și de-abia aștept să-l port. De-abia aștept să-l port. Are o deschidere citică. Chiar sunt curioasă cum îl văd acum, pentru că nu l-am mai purtat de anul trecut, din perioada rece. Vai, cât de bine miroase! Miroase a cozonăcel. Are o deschidere citrică și miroase parcă a cozonăcel. Cozonac. Sau mai era o prăjitură, nu știu cum se numește, aceea italiană. Panetone. Da, panetone. Am mâncat panetone cu ceva citrice, cu lămâie confiată sau ceva de genul. Exact așa miroase acum. Vedeți? Privim, înțelegem și parfumurile noastre, le vedem diferite de la an la an. Chiar așa este, eu am observat asta la parfumurile din colecția mea, pe care nu le-am mai purtat o perioadă lungă, le-am văzut altfel de povești după un timp. Locul 2 îl avem pe Shaik Woman 460, un parfum pe care l-am purtat în această perioadă, mi se pare potrivit în perioada rece, aș putea să-l port și vara, poate în serile de vară, în perioadele de tranziție. Este superb, este inspirat de Scandal Le Parfum și este delicios. Avem aici caramel, vanilie și flori. O combinație superbă, un parfum accesibil, foarte potent, foarte persistent. Proiectează foarte bine. Îmi place foarte, foarte mult. Și chiar sunt curioasă dacă știți care este pe locul întâi. Spuneți-mi în comentarii dacă vă gândiți la parfumul care este pe locul întâi. Sunt curioasă. Poate că multe dintre voi ați ghicit care este parfumul meu preferat din acest top. Și este vorba despre Mojo de la Twins. Asta pentru că parfumul acesta în niciun caz nu își arată prețul. Miroase a parfum scump și miroase a parfum scump din categoria aceasta gurmandă. Este inspirat de Byron, de acest mula-mula pe care mi-aș dori foarte mult să-l testez, dar nu se găsește la noi deloc, niciunde. Mi-aș dori să testez aceste parfumuri, știu că sunt mai multe culori, nu prea mă pricep că nu le-am analizat foarte bine din cauza că nu am de unde să le iau și atunci nu prea mă interesează cum sunt. Dar acest Mojo m-a înnebunit și știu că multe dintre voi ați cumpărat acest parfum și v-a plăcut foarte mult. Ei bine, Mojo este un parfum caramelicios, delicios, dulce, are un pulverizator super bun, sticla este super bună, are capacul pe magnet și este preferatul meu. Preferatul meu, chiar am o sticlă de backup. Este spicy, proaspăt, fructat, are ghimbir, este fructat, este caramelicios, este dulce. Doamne, cât de bine miroase! Nu. Deci, îl ador. L-am mai purtat eu și vara, însă în perioada rece pot să fac baie în el. Îmi place atât de mult. Nu știu dacă se mai găsește pe Dubai Collection, dacă sunt stocuri,
Însă dacă nu l-ați încercat până acum și vă plac parfumurile dulci, vă plac parfumurile fructate, gurmande, încercați-l pentru că este o bombiță de parfum și nu, este la un preț super, super mic pentru ce miros are și ce calitate are. Chiar mi se pare un parfum de calitate. Am zis că vorbim și despre cele două mențiuni speciale, două parfumuri inspirate de parfumul La Danza delle Libellule de la Casa Nobile. Au ceva al lor. Au ceva al lor, le privesc ca pe două parfumuri de sine stătătoare, însă amândouă îmi amintesc de La Danza. L-am și pe el în colecție. Nu le-am pus în top pentru că sunt și mai scumpe și nu era corect totuși. Dar sunt două parfumuri extraordinare. Avem aici Casablanca, este o sticlă de Yves Rocher, dar am pus parfumul Casablanca. Nu l-aș mai lua în colecție pentru că mi se pare destul de scump. Eu știu când a apărut pe piață, apoi când a devenit popular, prețul i-a crescut prea mult și nu l-aș cumpăra, nu l-aș recumpăra. Mai degrabă acesta este un parfum de avut în colecție. Crystal Love de la Attar Collection, este și această o casă arabească, dacă nu mă înșel, de fapt este cu siguranță. Și acesta este foarte, este dulce, dar este ceva mai afumat. Are un iz arabesc față de La Danza. Dar îmi place foarte, foarte mult și acesta. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și v-aș ruga să-mi spuneți și voi top 3 clone parfumate. Chiar sunt foarte curioasă, poate mai descoper și eu ceva. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Să-mi lăsați un like, puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!